Da? Și o să facem aici șarpele Kundalini, ca să fie diferit. Deci o să facem așa o structură pe scurt a psihicului uman, că nu mă interesează să facem treaba asta chiar așa. Pentru că, măcar să știți așa, pentru că se presupune că voi știți. Și avem cele 7 chakre, cei 7 centri energetici de bază. Asta ar trebui făcute cu albastru și cu roșu, nu? Deci ar trebui făcut, îl facem și cu... E, indigo. A, chakrele, da. Invers, aia nu era bine. Și una ar trebui făcută cu roșu. Mă rog, înțelegeți voi. Una e in, alta este yang. Sunt transformări. Yin-yang. Bun. Ce ne interesează? Este un lucru care nu vi l-am spus, și anume că voi aveți creat întuneric din alte vieți. Nu l-am pus pe ăla. Da? Există chakrele inferioare, deci există chakra rădăcinii, da? 1. După aia mai există în jos, da? Și sub picioare există ceea ce se numește chakra pământului. Adică care mă conectează pe mine la magma și unde se găsește întunericul și energia negativă pe care am creat-o eu în alte vieți. Și acolo sunt toate entitățile negative pe care le-am creat eu altădată. Și atunci, aici, la nivelul foi ălea pe care o aveți voi, de astea, n-ați găsit fiecare pe foaie, pe scaun, câte una? A ta e mai bună. Românul. Și aici trebuie să adăugați umbra creată în alte vieți. Că nu e trecută pe foaia asta, da? Și o să o trec și eu pentru posteritate. Deci umbra din magmă care se activează la un moment dat. Exemplu. Voi trăiți în România. Aici vă conectați la umbra creată în România. Dar când o să vă duceți într-o țară în care ați trăit altădată, în Spania, se va activa umbra pe care ați creat-o în Spania. Vă e clar? Drăguț, nu? Și să vedeți ce probleme apar acolo. Deci am cunoscut pe cineva, drăguța de aia a murit, n-am avut ce să-i fac. De asta spun că sunt multe povești cu minuni și sunt curios de ce n-a făcut, știu eu cine, o minune de genul ăsta. În momentul în care am ajuns în Italia, ea mi-a plătit prima mea școală de pilotaj. Și prima mea școală de pilotaj a fost la Monța. Și am plecat cu Dan, și cu familia ei, cu bărbatul și cu copiii. Și am făcut școala de pilotaj de la Monța. Când am ajuns în Italia și am coborât din avion, când am pus piciorul pe pământul italian, a făcut pipi instantaneu și a leșinat. Dar de ce? A fost unul dintre papii Clement care a instituit Inchiziția. Și a venit tot ce a făcut rău Inchiziția, că ea a comandat-o pe ea. A stat 10 ani cu borelioză. N-avem niciodată de terapie. Mă duceam să o văd acasă. N-a vrut. Și s-a stins încet ca o lumânare în 10 ani. Voi e clar? Că nu se pot vindeca toate? Nimeni nu te poate vindeca. Ai fost un cum se cheamă? Nero. Ai fost un Hitler. Să fim serioși, până nu-ți plătești ce ai de plătit, nu te vindecă nimeni și nu te iartă nimeni. Ca să vă fie foarte clar. De ce? Câteodată nu poți să vindești tot. Și asta este una dintre lucrurile cele mai drăguțe. Eu, când vă trimit, toată lumea mă duc la Bișanu. De ce? Să mă pună la să mă duc la biserică? Păi cine credeți că o să vă ajute să rezolvați problema? Nu asta. Ci asta. Pe care am creat-o în alte vieți. Putem să facem noi? Da. Putem să facem prin Itoarul Rechi? Da. Dar trebuie să vă țineți de asta cu sfințenie. Și nu vă țineți. Și atunci încerc să vă păcăliți să faceți cât mai multe ca să vi le rezolvați pe toate. Înțelegeți? Deci, v-am început cu cea mai nasoală. Da? Adică aici se pune problema de umbra pe care am creat-o eu în alte vieți. Și care nu iese la suprafață. Cu una, cu două. Iese din când în când. Asta începe să iasă așa ușor. Când mai fac câte o prostie. Și mai activez câte ceva. Mai iese un pic. Dar ea nu iese dintr-o dată. Că ne-ar distruge. Ceea ce ne face, să știți, ceea ce fac câmpurile noastre, energetice, cele 7 câmpuri, care sunt lumină, da? Sunt rogvaivul. Este să ne protejeze de propria umbră. Câteodată. Adică de tot ce am creat noi negativ în alte vieți. Pentru că, de exemplu, când m-am dus în Spania, da, mă făcusem destul de mare să pot să întâlnesc așa ceva, la Toledo, m-am dus pe calea sufletului meu, normal. Și am știut că trebuie să mă duc la Toledo. Și când am ajuns acolo, pe calea sufletului meu, am găsit unul de la mare și negru. Păi dacă am fost cavaler de Toledo și n-am luat decât căpățâni, ce putea să fie? Vreun înger. E adevărat că dacă ai avut o viață de sfânt, e foarte bine, te duci și ți iei și partea aia. Să știți că am avut și vieți de sfânt și de toate. Adică de asta pot să vorbesc atât cu atâta ușurință și nu poate să-mi facă nimeni nimic de sfințenie. Că sunt trecut prin calendare. În unele. Da? Așa că nu. E o poveste. Și de asta nu poate să-mi zică nici cerul foarte multe, pentru că vorbesc din perspectiva celui care știe. Nu a unuia care povestește. Dar am făcut și foarte multe nenorociri în viețile mele. Și atunci astea sunt bile albe, bile negre și trebuie să le rezolvi. Ce? Toți am făcut. Păi, ideea este că toți am făcut, dar unii mai multe, așa. Eu sunt de la care am făcut mai multe. Bun. Deci asta ca să știți. O să vorbim și de treaba asta. Eu, ca să înțelegeți că nu e chiar grav la unii dintre voi. Când se face inițierea pe Shambhala, se face, de fapt, deschiderea ceacrei Pământului către umbra din magmă. Și începe să vină deja. Ok? Deci asta înseamnă că dacă v-am făcut inițierea pe Shambhala, sunteți cât de cât ok. Pentru că nu v-aș face dacă n-ați avea EBF-ul peste 81. EBF-ul peste 81 înseamnă că suma energiilor voastre create și așa este, bă, totuși peste 81. Deci le stăpânesc. Și atunci nici măcar întunericul ăsta nu mă dărâmă. Bun. Deci structura psihicului uman. Avem 7 Kundalini care se întrupează. Deci, la căderea luciferică au căzut îngerii, da? S-au transformat în șerpi, scorpii, balauri. Da? Viața a fost făcută special ca prin avatar, corpul ăsta, pe care trebuie să-l iubim, dar să nu fim atașați de el. Adică eu îmi iubesc corpul. Dar cum îl iubesc? Ca pe o mașină. Când va veni vremea, la revedere. Nu știu dacă vă e clar. Am grijă de el. Corpului meu îi dau mâncare bună, eu mai beau cu o cola. Adică ne înțelegem. Ok? Și atunci, prin intermediul avatarului, noi experimentăm în lumea asta, special ca să înțelegem binele și răul. Special ca să înțelegem ce? Ceea ce am greșit față de Dumnezeu. Să redobândim calitățile pe care le-am pierdut prin cădere. Adică, am căzut, perfect, ne putem întoarce la Dumnezeu. Cum? Îndumnezeindu-ne. Ce înseamnă să te îndumnezeiești? Să te pozitivezi. Să știți că nu puritatea este cel mai important lucru. Este și ăla important. Bă, înțelepciunea. Că înțelepciunea la un moment dat te face să alegi binele. Și în anumite condiții binele înseamnă ceva, în alte condiții același lucru poate să însemne rău. Vă e clar? Deci nu înseamnă că un lucru e non-stop rău. Un lucru poate să fie rău în anumite condiții. Evident că treaba asta Kundalini trece prin niște etape, inclusiv etape de transformare. Adică se trezește și avem trezirea spirituală, când te ia de cap. Nu? Când nu mai ai sop. Când începi să ai gânduri, auzenii, vezenii. Când începi să-i vezi pe unii, pe alții, pe aia cu aripi, pe aia cu coarne. Ajungi la ospiciu, normal. Familia e îngrijorată. Ok, te-ai trezit din punct de vedere spiritual și începi să urci. Și urcarea se face prin plățile karmice, pentru că la fiecare nivel găsești alte niveluri de oameni, alți oameni, alte spirite, cu care ești interconectat prin legăturile karmice. Da? Ok. Și apoi ăsta Kundalini are niște programe, are niște valori. El vine dintr-un cer și are un EBF, se cheamă, energie benefică fundamentală. EBF-ul ăsta este suma programelor pozitive și negative. EBF-ul îți dă valoarea unui spirit. Da? Pentru că există EBF-ul mare în întuneric, care poate să fie chiar mai mare decât EBF-ul din lumină. Adică, în întuneric, vorbeam noi ieri, este manifestarea lui Dumnezeu. Și acolo pot să fie și ființe de lumină, și ființe bune și ființe mai puțin bune. Vă e clar? Cum ar fi peștii din apă. Ai și pești răpitori, ai și pești care mănâncă plante. Plancton. Cam așa e și în întuneric. Adică există și îngeri de întuneric și demoni. În lumină nu sunt demoni. Sunt numai îngeri. Ok? Clar pentru toată lumea? Aveți vreo nedumerire? Energia malefică fundamentală este aia. Adică ce spuneți dumneavoastră cu partea de întuneric? Nu. Se măsoară EBF-ul, dar la minus. Nu există energie malefică fundamentală. Se măsoară EBF-ul, dar apare cu minus. Da? Același parametru se măsoară, energia benefică fundamentală, dar în oglindă, deci în întuneric, în răutate, ca să zic așa, se măsoară cu minus. Avem EBF-ul negativ. Așa cum avem EBF-uri pozitive, așa avem EBF-uri negative. Și există EBF-uri miliarde minus, dacă vreți să știți. Adică, de exemplu, un uragan de la care ia cu tot case și omoară oameni și mai știu eu ce, este o entitate demonică cu EBF de milioane. Minus. Sau miliarde. În funcție de numărul de legiuni. Vă e clar? Le regăsiți în pildele ortodoxe? Absolut da. În pildele ortodoxe, da, v-am zis, ar trebui să mai studiați și voi un pic ortodoxie. În pildele ortodoxe se pune problema unei... E o pildă în care spune așa. La un moment dat, la ăla de jos se duce, la șeful. Se duce unul și zice, o, uite ce șmecherie am făcut. Zice, ce? Păi zice, m-am ridicat și zice, Și am luat case cu totul. Bun, stai aici. Era răspătit. Vine al doilea. O, zice, eu... Zice, am luat o corabie și am scufundat-o. O să fie foarte important să înțelegeți treaba asta în principiu, pentru că mai târziu o să-l întâlniți la oameni. Foarte bine. Și al treia zice, eu zice, l-am ispitit pe nu știu care. Și a greșit. Vă e clar? Evident că răsplata e mai mare. Mai departe. Deci, el se ridică și trebuie să treacă prin evoluție. Are programe pozitive și negative. Programele negative de aici, știți ce se întâmplă cu ele? Se transcriu la nivel de suflet. Transcriindu-se la nivel de suflet, devin manifeste de jur împrejur. Și atunci apare principiul oglinzii. Evident că asta se produce, să știți că de pe vremea vieții intrautero. Deci de când s-a întrupat spiritul ăla, șarpele Kundalini, și ăsta e de când a ieșit de pe țeavă de la tata, deja începe să manifeste în ADN. Da? Adică, programul este foarte ușor. Prima oară are șarpele Kundalini, are formă de spermandozoid, se duce, intră la mama, da, lovește ovulul, pac, intră înăuntru și când se produce replicarea celulară, acolo am deja programele negative care sunt și de la nivelul șarpelui Kundalini și de la nivelul ovulului. Vă e clar? Și încep să apară ADN-ul în funcție de cu suma tuturor programelor negative ale lor. Înțelegeți cât de complexă e viața și frumoasă. E, începe și așa apar boile genetice și boile congenitale. Dacă în timpul sarcinii, în alea, în perioada aia, de când s-a produs fecundarea și până se termină formarea corpului, în alea 3 luni, da? Că atunci se definitivează corpul uman, vine o energie negativă, de asta nu e bine să spui că ești însărcinată în timpul sarcinii, până în luna a 3-a. Sau a 4-a, sau când vine Duhul. Pentru că Duhul care vine cu alte programe, da? Dar corpul copilului se formează în primele 4 luni. Vă e clar? Știți ce se formează ultimul? Ultimul sistem. Ultimul organ. Creierul. De ce? Pentru că e cel mai important. Să vă fie foarte clar. Bun. Deci, programele astea se transcriu la nivel de ADN, dar programele la nivel de sine se transcriu la nivel de ADN, după aia la nivel de suflet. Deci astea sunt potențial. Cei care au făcut radiestezie, cu ce seamănă asta? Ăla eu. Cum se numesc astea în radiestezie? Dacă nu faceți legătura între astea. Stram. Structurile adăugate malefic. Inactive. Prea de tot. Nu trebuia să știți pe asta. Păi, sunt programe care sunt la nivel de structură, dar sunt inactive. Și se activează la un moment dat. Bun. Și începem să acumulăm. Ce? Care sunt primele lucruri pe care le pățește un copil? Primul lucru. Ei. Deci primul lucru care apare, deci primul lucru negativ pe care îl percepe un copil. Frica. Deci frici. Care sunt fricile? Ia. Pe care le poate face un copil. Abandon. Când apare asta? Intrautero. Poate să fie? Da. Da. Când tatăl o părăsește pe mamă, deși e însărcinată, apare abandonul. De care? Hai mă găs toate. Respingere. Cum apare respingerea? Încerc să vă explic mecanismele. A? E nedorit. E nedorit de mamă. Deci tatăl abandonează, mama îl respinge, nu-l vrea. Bine, și tatăl poate să-l respinge, nu-l vrea. Da? Nedreptate. Poate să simtă nedreptate? Da! Păi dacă este un înger și știe că poate să-i ajute și va spune copilul ăsta o să ne încurce numai. Ne distruge viața. Și ăsta e venit cu potențiale divine care le permite să câștige bani, să facă firme. Să... Ați înțeles? Va simți nedreptatea. Clar da. Ce mai e? Umilința. A, e fată. Mai am o gaură în casă. O să mă trag în curent. Nu? N-ați auzit expresia? Există. Nu mai țineți minte cum a fost... Cum mă chema pe ăla? Cu filmul mă, cu arabul, când a ajutat-o pe aia să nască la magazin. Și era fată. Și a vrut să o arunce unde-i gunoiul. Zohan sau... Comedie. Da, nu ne enervați pe Zohan sau... Nu te pune cu Zohan, da? Și l-a ajutat să pe nas, să nască pe una în magazin. Și ea, a, zice, eu fac, dă coșul. Era arab, știi? Frici. Umilință, da? Ce mai e? Ultimul. Ha? Trădare. Bun, dar mai e o problemă. Toate astea se regăsesc în noi și din alte vieți. Și vreau să spun că nu se vindecă dacă dai vina doar pe părinți. Da? Pentru că poți să acționezi greșit asupra copiilor, cum am făcut eu. Eu am fost trădat de copii într-o altă viață. Ca să ne și mă gândeam, cum de am ajuns eu să am copii, dar lăsați așa ca pui de cuc. Pentru că m-au trădat copiii în altă viață. Și n-am mai făcut copii și în viața când am făcut, na. Luați și voi. Bineînțeles că n-am făcut o conștiință, nu credeți că sunt așa. Pur și simplu, așa s-a întâmplat. Dar evident că dinăuntru meu am orchestrat un pic treaba asta. Bă, e clar? Ce? O coincidență. Prea mare. Deci ca să înțelegeți că se pot exista în alte vieți. De exemplu, trădarea o am și de la copii. Da? Umilința și pe acolo, și de acolo am. Că numai că m-au trădat, dar m-am și umilit. Când m-au prins. După aia, nedreptatea o am de la căderea luciferică. Deci visul meu să mă întorc peste cer, să-i calc în picioare, e de la căderea luciferică. Păi de ce? Păi foarte simplu. Mi se pare corect ca o masă de oameni să fie judecată pentru capii ei? Adică armata germană, da? Ei au avut compartimentul SS, l-au avut pe Himmler, au făcut crime de război și eu, soldat Wehrmacht, în linia întâi Moscova, să fiu judecat ca și Himmler. E corect? Nu. Evident, nu. Și am fost judecat odată așa. Și numai că mi s-a întâmplat, mi s-a întâmplat și a doua oară. Ce vorbești? Respectat ordin nu se discută. Și asta e corect. Băi. Nu ești responsabil pentru ce faci. Băi, nu e așa. Deci știi cum e? Munca e colectivă, răspunderea e separat? Da. Bun. Deci fiecare trebuie să răspundă pentru faptele lui. Eu sunt pilot. Eu dacă pilotez, deci eu n-am pilotat bombardiere în perioada luciferică. Eu eram pilot de la, știi, zboară printre stele. Și cine vă judecă atât de nedrept, Dumnezeu? Ghici, dacă am și eu gerontofobie. Deci dacă am avut și o gerontofobie așa, eu când făceam Reiki, nu primeam oameni peste 40 de ani. Erau bătrâni. La început. Eu vorbesc foarte serios. Nu crezi. Deci, bine, aveam și 30, să nu crezi. Acum aș trece la 60. Și după aia mi-am dat seama că nu merge. Știi? Când aveam 30, nu-i primeam pe aia peste 40. Vorbesc serios. Deci, până mi-a picat pista că stai un pic, că nu-i corect și nu-i greșit. Da, ca să înțelegi câtă supărare am avut eu pe sfatul bătrânilor, că mi s-a părut că au judecat greșit. Și a doua cădere este căderea fiilor de Dumnezeu. Când iar nu au avut nicio vină. Și am picat de două ori. Din cauza lor mai mans ca mine ca vârsta sală. Și aici am altă problemă. Pentru că în momentul în care vin... Deci aveam, m-am mai liniștit, ai văzut că nu țip chiar la toți, nu? Când vin ăștia cu vârste astrale mari, deci prima îmi vine să-i cal pe cap. Fii de Dumnezeu. Deci când e și Fiul de Dumnezeu și are și vârsta sală mare și e mai mare ca mine de două ori, deci ca vârsta asta, adică dacă eu am 5,4, ăștia au 10, 12, 13. Îmi vine să-i arunc pe geam. Dar așa. Pentru că a fost a doua oară când mi-am furat-o. Rău. Bine, doamne, mi-a explicat el. Bă, uite, dar stai să-ți explic. Știi? M-a dus, mi-a arătat. Că dacă nu se întâmplă așa, nu accept. Dar nu pot să înghit încă. Îmi trebuie așa multă lămâie. Multă, știi? Și apă, după. Bun, ați înțeles? Deci, astea, abandon. Respingere. Nedreptatea. Putem să vedem cu ele din alte vieți. Revenim un pic la discuția de ieri. Orice energie, deci orice negativ, ce are ca și componentă? Și spirit. Deci particule, informație, spirit. Da? Particule, informație, energie și spirit. Și atunci frica ce are? Particule, informație, energie și spirit. Și atunci există posibilitatea să transform orice de genul ăsta în altceva? Da! E foarte important să înțelegeți asta. Că nu există niciun fel de energie, particule, informație, așa, care să nu poată să fie transformată în altceva. Vă e clar? Deci dacă plecați cu treaba asta de acum înainte, eu mă declar fericit. În primul rând, hai să vedem ce fel de frici avem. Spuneți-mi voi fricile voastre. Și o să vă prezint două tipuri de anihilat frici. Și e bine să le folosiți pe amândouă ca să fiți siguri că rezolvați problema. Șef, frica de singurătate. Altceva. De vorbit în public. Frica de vorbit în public. Altceva. Bun. Frica de eșec. Ha? Altceva. Altă frică. Frica de a trăi. Altceva. Frica de moarte. Altceva. Frica de a greși. Ok. Altceva. Frica de întuneric. Altceva. Frica de necunoscut. Frica de nou. Altceva. Ha? Frica de relația de cuplu. Frica de a fi mamă. Există? A avut-o cineva? Bun. Frica de a fi tată. Da! Există. Frica de sarcină. Este? Da! Frica de boli. Frica de boli venerice. Facem pariu că e. Altceva. Frica de a naște, da. De durerea. Frica de durere. Frica de durere. Deci știi aia când se face corpul în tine. Pentru că păstrează memoria durerii. Știți că toate durerile rămân în A? Rămân în ceapta pământului? Rămân acolo. Și atunci, astea trebuie sublimate. În momentul în care, deci sunt oameni, da, și mă gândeam, de exemplu, Francis Assisi sau Padre Pio, da? În momentul în care au ajuns să-i se arate, deci să aibă stigmatele, da? Și eu mă gândeam că au stigmatele pentru că s-au conectat la durerea cristică. Și e adevărat. Și asta. Dar mai e un adevăr. Amândoi au fost crucificați. Francis de Assisi în altă viață, Padre Pio în altă viață. Francis de Assisi a făcut parte dintre spartani, Moștenitul Spartacus. Exact. Și Padre Pio la fel. Și atunci au trecut și au recunoscut și în momentul în care s-au conectat, s-au suprapus cu trecutul și s-a manifestat, de fapt, ceva. E ca și cum mă aduce în hipnoză, într-o viață în care am murit și îmi vin, frate, programele de acolo. Problema e că nu le-au anihilat. Înțelegeți ce vreau să spun? Nu e periculos. Depinde cine o conduce. Nu e periculos. E ca un cuțit. Cuțitul, da, dacă ești tolomac, e periculos. Dacă știi să-l folosești, dai pâine cu el. Bun. Altceva. Frica de a răni pe alții. Frica de a nu răni pe alții. Corect. Frica de înălțime. Corect. Frica de zbor. Da. Frica de apă. Nu de zbor, de cădere. Frica de cădere. Frica de zbor. Am zis, e altceva, nu e aceea. Frica de spații închise. Frica de fobiile. Fricile de animale. Ok? Care se regăsesc din alte vieți. Bun. Forme de anihilare a fricii. Gândiți-vă la cea mai mare frică a voastră. Care este cea mai mare frică a voastră? De a nu fi sănătos. Frica de boală, nu de a nu fi sănătos. Frica de sănătate. Dom'le, dacă sunt sănătos, nu mai îmi iau pensia de handicap. Frica de sănătate, nu fi sănătos. Există o frică de a nu nebuni. Am întâlnit-o. Frica să nu e rară. Oameni. Imaginați, deci gândiți-vă la cea mai mare frică a voastră, da? V-ați gândit? Da. Bun. Eu să mă gândesc care e a mea acum. Nu vine niciuna în minte. Una așa pură, virgină. Bun. Și acum. Închideți ochii. Și vă imaginați intrarea într-un lift. Da? Intrați în lift. Închideți ușa în spate. Închideți ușile de siguranță. În dreapta aveți un panou. Și aveți un buton parter, unde suntem acum, și un buton minus 1. Și apăsați butonul de la minus 1. Liftul începe să coboare. Ajunge la minus 1. Când ajunge la minus 1, deschideți ușa. Și acolo întâlniți cea mai mare frică a voastră. Priviți-o. Întrebați-o ce vrea de la voi. Întrebați-o ce puteți să faceți pentru ea. Rugați-vă. Deschideți sursa de lumină. Și îmbrățișați-o. Îmbrățișați-o și dați-i lumină și iubirea voastră până când se topește. Când s-a topit, vă întoarceți în lift, apăsați pe parter, urcați și când se închide ușa în spatele vostru, puteți să deschideți ochii. Ori de câte ori descoperiți o frică, e cea mai simplă formă să scăpați de ea. Singura chestie este să fiți conectați la o sursă de lumină. Aici sunt eu pentru voi, da? Dar, acasă, mi-aprind lumânări, acasă, îmi deschid muzică, acasă, mă rog, îmi pun un acatist, da? Fac treaba asta. Și o să aveți surpriza să vedeți că în momentul în care ați anihilat treaba asta, când reacționați cu frică la ceva, da? Nu mai reacționați. Nu mai deranjați. A doua formă de anihilare, să știți că aceeași formă se folosesc în foarte multe, da? A doua formă de anihilat frici. Psalmul 22. Simt o frică, spun Psalmul 22 până îmi trece frica. De 7 ori de obicei. Sau Psalmul 50. De ce? Pentru că acolo este scris următorul verset. Stropi-mă vei cu Isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. S-a făcut pielea pe voi așa? Alea sunt fricile voastre. Care reacționează. Deci, vă e clar? Spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Deci, 2. 3. Și asta este o chestie pe care am învățat-o practic. Și vreau să vă spun ceva. Ce credeți că e mai ușor? Să schimbi un program kinestezic sau un program la nivel de emoție? Kinestezic. De ce kinestezic? Implică mai multe structuri. Nu v-ați întrebat niciodată, nu e o lume de dreapta asta în care un jucător de basket este plătit mai bine decât un doctor? Și așa mi se părea. Cum mă muncește atâta? Și ăla că sare la coș și primește mai mulți bani decât mine. Bă, ăla muncește mai greu, vreau să vă spun. Pentru că tu când te înveți, folosești o structură. 2. Dacă și scrii... Dacă mai și scrii... Bă, da, greu. Incomparabil. Incomparabil, da? De tot ce folosești. E, în momentul în care faci sport, dacă vrei să faci sport de performanță, presupune să le folosești pe toate. De-aia e mai greu. Așa că e corect. Mi-a trebuit ceva timp să înțeleg treaba asta și când m-am dus să fac sport de performanță, să studiez, abia atunci mi-am dat seama că medicina a fost pistol cu apă. Când am făcut 7 ani de arte marțiale, dar de-alea. Știți ce aia? Deci era în felul următor. Era Crăciun. Toată lumea tăiase porcul. Da? Și mâncau. Și erau la masă. Da? Noi Deci eram eu, maestru de box și cu viorel. Eram pe stadion la Dinamo singurii, în zăpadă. Alergam. Că era meciul. În februarie, parcă. Nu mai poți să mănânci porc, șoric, când faci categorie. Nu mai poți să... Vorba aia, că pierzi din energie. Adică toate sunt numărate. Greu. Așa, dacă faci medicina, poți să le faci pe toate. Pe vremea noastră, că dacă te dai, erai pe vremea lui Hipocrat, nu mai aveai voie sex. Știți? Că în jurământul lui Hipocrat, original, n-aveai voie să te culci. Nici cu bărbați, nici cu femei, nici cu animale. Ca medic. Acum... Nu știți jurământul original? Nu știi rugăciunea? Nu știi jurământul original? Vai, merită să-l vezi. N-ai voie să faci chirurgie. Deci chirurgia nu era socotită medicină. N-ai voie să dai poțiuni, deci să faci avorturi. Și n-ai voie să te culci, să faci sex. Cu nimic. Deci era apostolat. Deci merită. Ăla vechiul. De istoria medicină, nu e chiar de istoria medicină, pentru că e foarte interesant cum s-a dus de râpă medicina. Că medicina s-a dus de râpă în momentul în care a pierdut aia spirituală, partea spirituală. Nu zic acum că trebuie să fii cast. Bă, da, o parte trebuie să o... Din medicina spirituală trebuie să... Bun, revenim. Și atunci, enunț o frică. Da? Care e frica mea? Zicem, am o frică. Mie e frică de... Bine, mi-e frică de șerpi. Mi-e frică de șerpi. Ok. Cu ce pot să înlocuiesc frica asta? În sens pozitiv. Ha? Nu. Cum pot să înlocuiesc frica asta cu ceva? Iubesc șerpii. Greu, nu? Deci, haideți să vă spun ceva. Eu aveam o problemă cu șerpii, da? Și știți ce am început să fac? Am început să studiez și să văd filme cu șerpi. Tot ce ține de șerpi. Tot ce ține pe Animal Planet despre șerpi. Da, de ce am avut o frică de șerpi? Pentru că am fost, mă rog, într-una din vieți, am fost după aia, e adevărat, am fost și cobor regal, dar am avut rol de, cum se cheamă, mangustă. Am fost mangustă. Și eram tot timpul în luptă cu șerpi, da? Și atunci era dușman natural. Mie-mi vine să... Deci gestul meu fundamental este următorul. M-am dus cu toată la vânătoare. Era... De fapt, m-am dus la vânătoare, m-am dus la mistreți, dar intrau mistrețiul în culturile oamenilor și ne-am dus de Doamne să-i speriem. Bine, dacă din greșeală împușcam unul, aia era. Se mai întâmplă accidente. Și mi-a dat o armă și aveam vreo 14 ani. M-au lăsat în pădure. Lună plină, drăguț. Deci a fost o experiență. M-au lăsat singur în pădure. Dar a fost o experiență foarte interesantă în viața mea. Mai nasol a fost când a început să miște ceva. Și vă dați seama că mișcă ceva și mai e și luna și mai bate și vântul și se mai mișcă și crengile. Bă, e urât. Eu... Până la urmă era o veveriță, știi, care a venit până deasupra mea, că era curios să vadă ce sunt. Băi, până deasupra mea s-a așezat să vadă ce caut eu acolo, dacă sunt ceva. Mă rog, după aia s-a plecat. Ce este că după ce au venit să mă ia, am stat acolo câteva ore singur în pădure, mergeam prin lanul de porumb și evident că am văzut un șarpe la lumina lunii. Și niciuna, nici două, am luat arma, i-am spart capul. Dar știți cum? Din prima. Și secunda a doua o palmă peste ceafă de la tata. Buf! Și m-a întrebat, știi de ce ți-am dat-o pe asta? Da. De ce? Că era arma încărcată. Adică am dat cu patul armei în pământ și arma gloanță era pe țeavă. Deci nu că zbura mie capul că-s prost. Dar știți așa, când am dat odată, da, încă. Dar eu mă mir că n-a sărit. de cineva acolo sus mai bine. Dar știi cum? Direct. L-am zdrobit. Reacția mea. Natural. Și e greșit. Și atunci trebuie să ne gândim la atitudinea. Șerpii sunt ok. Sunt utili. Ați înțeles? Deci trebuie să-mi schimb absolut. O să zic, dar de ce să-mi schimb părere? De aia. Că sunt ființe. Și există o pildă chiar care spune la un moment dat un bătrân la lama a întâlnit un șarpe. Și l-a binecuvântat și șarpele a murit. Bă, zic, bă, dar de ce a murit șarpele? De prea mult bine. Ce? De prea mult bine. Nu. De ce a murit șarpele când l-a binecuvântat? Păi evident că binecuvântarea scapeți iertarea. Păi dacă iertarea ce înseamnă? Să pleci. Să pleci! L-ai eliberat, din formă. Nu înțeleg, băi, dar dacă m-am gândit asta, cum adică l-a binecuvântat și șarpele a murit? Morală. Morală. Binecuvântați animalele, oricare ar fi ele, și trebuie să vă învingeți fricile de animale, că sunt tarantule, că sunt șerpi, că sunt ce vreți voi, fluturi, pene, animale, păsări. Trebuie să treceți peste ele. Nu poți să fii un adevărat maestru dacă ai frigile de nostru. Pentru că fac parte din creație. Ideea este, voi trebuie să descoperiți frica din voi și la un moment dat să o anihilați. În momentul în care ai învățat să anihilați o frică, nu numai că puteți să anihilați la oricine frică, dar puteți să vă anihilați vouă și la alții. Orice altă frică. Asta e ideea. Și mai ales că fricile nu vă sunt utile. Nu e utilă frica. Ok? Vă e utilă la ceva frica de moarte? E utilă când ești mic. Că frica te împiedică să faci tâmpenii. Dar există lesele. Frica este o lesă prin care Dumnezeu te ține să nu faci prostii mari. Deci, există... Care le-am făcut? Vizualizarea, deci îmbrățișarea fricii. După aia am făcut... Sunt psalmii. Și a treia formă de anihilare este înlocuirea ei cu un element pozitiv. Știu că sună greu. Iubesc șerpii. Deci dacă eu... Spuneți în gând, eu iubesc șerpii. Dom'le, dacă există o reacție în mine, înseamnă că în realitate mi-e frică de șerpi. Sau uiros. E o modalitate prin care pot să-mi dau seama cum sunt. De exemplu, dacă eu mă uit la un film cu șerpi și îmi trezesc o reacție, înseamnă că eu am o problemă cu șerpii. Trebuie să învățați să fiți atenți la corpul vostru. La cum vă vorbește corpul vostru. Cum vă vorbește sinele, interiorul vostru. Da? Orice văd într-un film și trezește o reacție în mine, înseamnă că nu e vindecat. Dacă la un film o trădare mă face să reacționez, înseamnă că nu mi-am vindecat trădarea. Exemplu. Fiți atenți. Ia, băbuța. Se uită la film, da? La o telenovelă spaniolă sau turcească, ce vreți voi. Da? Și acolo el o înșela pe ea, ea află și atunci pune la cale un plan diabolic să-l pedepsească. Și îl pedepsesc. Și băbuța în fața de el spune, bine i-a făcut. Ce program negativ are și ce are în ea? O neiertare. Ați înțeles? Este modalitatea prin care poți să-ți dai seama, tu poți să te judeci pe tine fără să ieși în lume de la televizor. Nu trebuie să ieși nicăieri. Deci nici măcar nu face niciun păcat. O să ziceți că nu face băbuța niciun păcat. Este că stă acasă, uite la telenovele și croșetează. Bă, e clar? Și zici, ce păcate mă să aibă băbuța asta săraca, că stă și de la televizor. Și de acolo, aia large cu argint sulfuric, îl taie cu lama, ce bine i-a făcut? Universul nu știe de glumă și nu știe de virtual. Dacă tu ești de acord că 1 M-am uitat la John Wick, da? Și ăla primește cadou de la nevastă un cățel, da? Și vine aia să-i fură și îi fură și mașina și omoară și cățel. Bun, de pentru care începe un război. Și tot filmul e cum îi omoară pe ăla. Că întâmplarea a făcut că am fost la film cu copiii și aia mica mea a numărat câți au omorât. Bine, nici eu n-am avut mult minte, dar eu sunt pe principiu ca un copil, ca să facă selecția între bine și rău, între ce merită și ce nu merită, trebuie să, să vadă și tâmpenii. Și prefer să le vadă cu mine pentru că am capacitatea să le trec peste frici. Da? Și momentul ăla în care începe războiul, mă gândeam, stai să văd dacă consider că merită. Aveți cuvântul meu. Eram atent să văd dacă din mine mă bucuram că îi împușca. Bă, era un pic acolo. Deci dacă în tine mai există bucurie aia, da? Mă, ce pui mei, i-au murit un cățet, duci și altul. Noi nu-l creștem, nu-l... A? Păi, și-a făcut, dar după ce i-au omorât pe toți aia, știi? În condițiile în care zicea că se retrage. Adică era clar că putea să rezolve altfel asta, că putea să vorbească cu șeful, că putea să... Dar nu, în ura în el și răutatea în el era atât de mare încât nu se putea stăpâni și pedepsea pentru orice. Înțelegeți ce vreau să spun? Deci voi fiți foarte atenți că vă judecați singuri la filmele pe care le vedeți, la situațiile pe care le auziți în jurul vostru. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Și vin ele către voi. Nu ați văzut niciodată când vine o prietenă și ține neapărat să-ți povestească ceva. Ce a făcut aia cu ăla și cu ăla. Și tu îmi judecăți. Nu i-a făcut bine, bine i-a făcut, așa-i trebuie, a naibii de curvă. Nu? E adevărat? Bun. Și după aia te întreb, dar de ce am făcut rău? Că în momentul în care ai judecat, se și formează în jurul tău. Și dacă nu se formează că tu, vorba aia, ești prea bătrân ca să, îți bagi copiii în scheme. Și tu ieși în afară și pățește fita ce a pățit aia. Sau pățește fitul ce ai considerat firesc la aia. Vă e clar? Pentru că tu nu știi substratul. Și repulsia și dezgustul? Poftim? Repulsia și dezgustul față de anumite filme? Păi aia e clar că e o problemă din interior și sunt lucruri pe care le-am făcut altădată. De exemplu, oamenii care au vărsat sânge mult o să aibă cea mai mare problemă să vadă sânge. Vă e clar? Filmele de groază sunt o prostie. Adică, de ce? În primul rând, nu au valoare de adevăr și neavând valoare de adevăr nu se folosesc la nimic. Există filme, în schimb, care sunt aproape de adevăr. Ați înțeles? Maică mea. Că tot ziceam. Că la un moment dat o vedeam. Că eu știți cum m-am prins așa? Tocmai o văzusem pe mama. Văzând-o, mă gândeam, mama, drăguță, bă, ce să mai experimenteze ea la vârsta asta. Și m-am dus la aia, nu mai duc să o văd, dar am ajuns la o telenovelă de aici. Și mă uitam la telenovelă, mai stăteam de vorbă, mai să uitați ce face ăla și m-am dat de ce, foarte bine i-a făcut. Presim că am câte ceva de plătit după... Se pleacă. După telenevolele alea. V-am zis, te erigezi în judecător. Și universul nu știe că tu te uiți la film. E situația dată, tu judeci, la revedere. Deci, practic, să nu judecați. Exact. Dar trebuie să fiți atenți și la ceea ce simțiți, pentru că ceea ce simțiți vă definește. Bun. Deci, frica. Și pot să înlocuiesc o frică. Fie spun numele de 3 ori, mi-e frică de, mi-e frică de, mi-e frică de, cu voce tare. Și mă eliberez de ea, cu intenția să mă eliberez, să o scot prin verbalizare. Și atunci, efectiv, o vizualizez în mine ca o bilă și când spun mi-e frică de, mi-e frică de, mi-e frică de 3 ori, îi dau drum. Da? Ce fiți aveți? Hai să vedem. Le-ați anihilat pe toate, mă. Sunteți fără de frici? Da, puteți să dobândiți un element. Una dintre cele mai mari frici a poporului român este frica de păcat. Frica de a nu greși față de Dumnezeu. Care? Câți? Pe mine mă interesează ce e în cap. Pe mine mă interesează ce e la nivel de sine. Și sunt foarte mulți care zic că sunt atei, dar în realitate undeva cred și neagă. Deci nu sunt cu adevărat atei foarte mulți. Atei cu adevărat sunt puțini. Bun. Frica de judecată. Frica de păcat. Frica de Dumnezeu. De unde vine frica de Dumnezeu? Știți? Și anume? De la căderea luciferică. A, așa că vreau să-l închid. Nu știam cum. Deci la căderea luciferică. Fricile, următoarele, neiertările, vă dau o veste proastă, nu are importanță ce s-a întâmplat. Orice justificare a neiertării este o problemă personală. Deci vă spun din prisma unuia. Deci eu am avut motorul să mă duc sus, da? Dar am realizat neiertarea mea după, că nu știam de ce m-am dus. Deci nu găseam motorul acțiunii mele. Și sunt genul care caut motoarele acțiunilor mele. Da? Și atunci, am găsit neiertarea mea, da? Dar nu este justificare. Eu îi găsesc justificare, dar nu există justificare. Și atunci treaba mea e să învăț să iert. Pentru că dacă s-a întâmplat cineva acolo, în spate, a îngăduit să se întâmple. Și cineva acolo, în spate, care este pozitiv și care este absolut pozitiv și tot ce face, face spre binele suprem al tuturor, atunci sigur s-a gândit din perspectiva binelui tuturor. E greu să ierți. Sunt foarte multe. Dar imaginați-vă că, în realitate, sunt ca în jocurile virtuale. Și atunci, treaba mea este, nu pot să schimb ceea ce s-a întâmplat. Dar ce pot să fac? Să schimb reacția mea la acea situație. Să iert. Apropo de frici. Mai este o metodă pe care am uitat să vă spun și anume metoda Reiki. Care ce înseamnă? Șocul este Heghe, Hensel, Rândacomio, Om, Frică. Și trimiți lumină până când o topesc. Topirea fricilor în lumină. Bineînțeles că aceasta, treaba asta se poate face cu absolut orice program negativ, inclusiv neiertarea. haideți să luăm persoane care considerați că nu merită să fie iertate. Facem următoarea meditație. Ne gândim la chakra inimii noastre. Puneți mâna să vă simțiți inima bătând și mă duc frumos în centrul inimii mele. Vizualizez inima cum bate, o văd, da? Deci cum se mișcă. Și așa mă duc cu gândul până când sunt cu gândul în mijlocul inimii mele. Nu simțiți inima? Sub sânie. Este. Fii serios. Toată lumea are o inimă. Chiar și tu. Dar nu toate bate. Toți ăștia care mai respiră. Bun? Și mă duc acolo în centrul inimii mele. Vizualizez inima cum ți s-a văzut inimile de porc. Cam așa e așa. Nu? De pe galantar așa. Și mă duc în centru. Da? Și acolo în centru când mă duc de tot, nu mai e nimic. Și acolo mă gândesc la persoana pe care sunt supărat cel mai mult. Da? Și spun. Te iert, te iert, te iert. Pentru orice suferință mi-ai creat, pentru orice durere mi-ai cauzat, pentru orice neajunsuri. Te iert, te iert, te iert. Dacă vă vine în minte un motiv pentru care persoana aia nu merită iertată. Inspirați și vă imaginați că luați gândul ăsta că nu merită iertat și expirați-l pe gură, tare. Faceți. Tu nu faci? Ha? Ce nu știi? Ce? E bine? E bine? Bun. Te iert. Încep din nou. Te iert, te iert, te iert. Pentru orice suferință mi-ai creat, pentru orice durere mi-ai cauzat, pentru orice neajunsuri mi-ai creat, te iert, te iert, te iert. Dacă vă vine în minte un motiv pentru care o persoană nu merită iertată, imaginați-vă așa că îl trageți de acolo pe nas și le expirați pe gură. Și încep din nou. Te iert, te iert, te iert. Pentru orice durere mi-ai creat, pentru orice suferință mi-ai cauzat, pentru orice neajunsuri mi-ai creat. Te iert, te iert, te iert. Dacă vă vine în minte un motiv pentru care persoana nu trebuie să fie iertată, expirați-l afară. Și la mine a venit cineva, ha? Deci nu, același motiv pentru care... Și revine obsedant. Dacă... Deci, indiferent de motivul ăla foarte grav, există o cauză pentru care s-a întâmplat. Și ți s-a întâmplat ție. Și trebuie să vezi în oglindă ce ai făcut tu în alte vieți. Deci ți s-a întâmplat treaba asta în viața asta. E clar? Chiar dacă a tentat, chiar dacă te omora. Nu că a tentat, dacă reușea să te omoare. Ai înțeles? Tu ai fost și o poezie în altă vieți și o mimoza senzitivă. Tu n-ai omorât pe nimeni. Nu. Ca să ce? Se gândească cum e să-i fi vândut sufletul. Am înțeles. Să fie cineva care ți-a vândut sufletul. Cum ar fi mama, de exemplu. Atunci să vezi dacă poți să ierți. Și trebuie să ierți. Sau stăpân. Bun. Am vorbit de neiertări. Acum vorbim de neiertarea de sine. Da? Nu ne iertăm pentru că. Și atunci, același lucru, numai că în inima voastră veniți voi înșivă. Și vă duceți acolo frumos. Și spuneți: mă iert, mă iert, mă iert. Pentru orice suferință am creat, pentru orice durere am cauzat, pentru orice reacție am avut. Mă iert, mă iert, mă iert. Dacă vă vine în minte un motiv pentru care considerați că nu meritați să fiți iertați. Inspir, îl luați în aer și respirați. Deci, e cel mai greu. Asta se numește trădare. Și în viața mea a tentat cel mai bun prieten al meu. Mi-a fost foarte greu. Cred că mă strădui să-l iert de... stai așa. De vreo 5 ani. Și am reușit să-l iert. Adică la ce manieră? Când îmi auzeam aminte de el, îl înjuram. Deci dacă mi-ajungeam aminte, începeam să-i dau. Ai înțeles? Cam așa l-am iubit. Da? Și mi-am dat seama la un moment dat că, bă, n-am putut să fac decât ceea ce a făcut. Că atât l-a dus mintea. Și mi-am dat seama că, până la urmă, nu rezolv nimic. Și problema e a mea. El atât l-a dus capul. Dacă atât l-a dus capul și eu nu reușesc să-l iert, problema lui este a mea. Și atunci am zis, bă, las-mă rezolv problema lui, ce face și cum plătește și ea e treaba lui. Dar mie nu poate că să-mi fie milă de el. Nu? Și atunci de ce să fiu supărat? Că el, că nu există o justificare a treaba asta, știi, a trădării sau nu există o justificare. Nu. Și atunci dacă el atât a înțeles, pot să fiu supărat pe el. V-am zis, eu am înțeles treaba asta văzând un câine făcând pipi pe capacul meu de la mașină. Și ăsta făcea pipi și tocmai era spălată. Știi cum e mașina așa curată și lustruită și aia. Și a venit ăsta și a ridicat un picior și eu mă uitam la el. Și mă gândeam, i-aș trage una, dacă îi dau un bolofan în cap, lovesc mașina. Dacă... Și după aia stăteam și mă gândeam, bă, dar până la urmă, de ce sunt supărat? Că a făcut bibi pe roata de la mașina mea și era curat. Bun. Și de ce a făcut bibi? Pentru că atât a zis capul, că e un câine, pui mei, nu poate să gândească. Și până la urmă, dar de ce a făcut bibi? Păi pentru că nu mai sunt copaci. Și atunci am găsit prima mașină pe care a făcut pipi. Păi și de ce a făcut în fața mea? Tocmai pentru că am reacția asta. Ai înțeles? Când m-am făcut bine? Dacă într-o zi vine câinele și face pipi pe roada la mașina mea și îi spun să-ți fie de bine, înseamnă că m-am... mai trei de udat? Atunci înseamnă că m-am vindecat. Clar? Și dacă un om... Deci, dacă un om... Deci câinele atâta poate să facă pipi. Dacă un om nu știe decât să rănească, că atâta îl duce capul. Că este rănit, el emoțional, că el e bolnav. Ce am de făcut? Păi cum îmi demonstrez eu capacitatea mea dacă eu răspund la rău cu rău? E adevărat că sunt oameni care înțeleg prin oglindă, da. Știi, o răspuns asta în oglindă ca să vadă e de fapt o justificare a mea ca să fac acel lucru. Înțelegi ce vreau să spun? E adevărat că sunt oameni care nu înțeleg. Nu înțeleg. Și atunci trebuie să vad în oglindă cum e. Dar, de ce să fiu ăla care îi demonstrează? Dacă eu sunt vindecat, eu nu o să-ți demonstrez ție că nu e bine ce faci. Nu e treaba mea. E treaba Universului. Se ocupă el. Nu e treaba mea. Devine treaba mea dacă n-are cine să o facă altcineva. Da? Slavă Domnului, sunt destui. Da? Bun. Iertarea de sine și de alții. Ce am găsit, să zicem așa, ca par o chestie care, băi, e greu de iertat așa ceva. N-are importanță. Ba, din contră, că dacă o face cu răutate, înseamnă că are un rău în spate și atunci problema ta nu e omul, ci rău. Păi, da. Bun, dar răul ăla se manifestă. O secundă, nici măcar atunci nu ai de ce să te superi, pentru că răul ăla se manifestă relativ la mine. Deci dacă se manifestă relativ la mine, are un drept. Sau are un program unde să mă atingă. Și dacă are un program unde să mă atingă, problema nu este rău, ci programul din mine. De ce? Tu, într-adevăr, tu atragi problema respectivă. Deci măcar rău nu e o problemă. Bine, și faptul că l-ai atras. Da, chiar și dacă doar o vezi nu e relativ la tine. Deci n-are importanță. Ba, tu din contră, prin niște exteriori, trebuie să-ți dai seama că victima este pe rezonanță cu călău. Tu dai vina doar pe călău. Nu. Nu că dau vina, dar e un pic mai... Nu e deloc. Așa, nu. Victima atrage călău în funcție de... Asta am înțeles principiul. Și, auzi, și intensitatea este în funcție de rana victimei. Cu cât e mai mare rana, cu atât este mai mare puterea călăului. Și atunci, până la urmă, nu este simbioza asta, victimă-călău. Și atunci, degeaba mă supăr, sau degeaba mă supăr când văd treaba asta. Treaba mea este să demontez treaba asta cum? Ajutându-i pe amândoi, pentru că amândoi sunt bolnavi. Și victima, și călău. Ce anume? Fără să fii salvator, evident, nu. Poți să gândești așa, oare ce s-ar putea face în această situație? Care ar fi comportamentul corect? Bun, mai departe. Neiertări de sine și de alții, da? Pot să fiu supărat pe... Deci, una dintre neiertările... Ia să vedem neiertări pe care le găsim frecvent. Neiertarea pe părinți când ne-au născut. Este? Foarte frecvent. Copiii dau ca pe părinți că sunt pe pământ, mai ales depresivi. Și cum 90% din poporul român e depresiv, cine sunt de vină? Părinții. Primii, dar și părinții. După aia, după ce descoperă că, că există Dumnezeu, dau vina pe Dumnezeu. Că s-au născut. Eu vorbesc foarte serios. Deci 90% din oameni au problema asta, mai ales depresivii. Dar de ce m-ai făcut? Că tu ești de vină că m-am născut. Da? Și dau vina pe mama sau pe tată. Ei nu înțeleg principiul rezonanței. Principiul rezonanței este foarte bine, foarte simplu. Există ceva greșit în mine? Da. În momentul respectiv ai și plecat pe topogan. Coace, 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 coace și te duce unde? Unde să-ți rezolvi problema. În familia în care să rezolvi problema, planeta pe care să rezolvi problema, situația în care se rezolvă problema. Deci cine le atrage? Tu, nu mama, nu tata. Să nu mai aud pe asta cu eu am depresie, o am de la tata. Eu am o depresie, dar e de la mama. Nu v-a dat mama voastră nimic, nici beție, nici depresie. Ați rezonat cu ele. Vă e clar? Mai departe, ce mai sunt în umbră? Neînțelegeri. Lucruri pe care le-am înțeles greșit. Și atunci, cum pot să schimb tot ce am înțeles greșit? Păi de ce e rău faptul că am înțeles greșit ceva? Haideți să vă explic ceva. E demonic. Demonul, spre deosebire de înger, are o scală greșită de valori. Dacă ai o scală greșită de valori, o să-ți vină în opoziție, tot. Ca să-ți demonstreze că nu e așa. Și atunci, Neînțelegerea lucrurilor te apropie de cer sau de... Neînțelegerea corectă a lucrurilor te apropie de rău. Vă e clar? De ce e important să înțeleg lucrurile cum trebuie? Ce anume? Și asta înseamnă să caut adevărul. De asta spun că orice lucru pe care l-am înțeles corect te îndreaptă către de-a dreptul supraconștiință. Că lumina e un termen așa foarte direct. În lumină sunt mulți. Sunt spiritele lumine, sunt spiritele la anumit nivel. La nivel de cer 6, 7 sunt toți numai lumină. Dar înțeleg sunt în ultimul loc. De asta zic, bă, dacă ai aflat lucruri care sunt adevărate și sunt noi, click, mai faci un click, click, mai faci unul, mai te apropii un pic de Dumnezeu, mai apropii un pic de cer, te mai apropii un pic, mai urci un prag. Pentru că în momentul în care l-ai priceput pe ăla care este adevărat, nu mai poți să greșești. Că știi, l-ai aflat. E greu până le verifici. E greu până găsești un sistem să verifici niște adevăruri. Dar după ce l-ai aflat, așa mergi. Ce anume? Să știți că a rezolvat tuturor problemele astea, ghiși cine vă ajută. Dar la eu, Și în mod special care? Rafael, Gabriel, schemele comportamentale, codependențe, da? Mihail. Apropo de, o să ne reîntoarcem un pic, că vreau să vorbim și, să vedem cum putem să înlocuim programele. Pentru că un lucru care vreau să-l învățați astăzi este să anihilați un program, să-l înlocuiți cu un program pozitiv. Și o să luăm traumele emoționale care sunt foarte importante și sunt la noi. Toată lumea le are, da? 1. Care este programul negativ în frica de abandon? Cu ce pot să înlocuiesc faptul că mi-e frică să fiu părăsit? Nu pot, ca s-ar presupune, să mă depind de cineva. Trebuie să fiu eu. Ok. Nu, fără negații. Sunt bucuros dacă sunt singur. Nu e tricky. Că pot să fiu bucuros într-o relație, dar pot să fiu bucuros și când sunt singur. Deci le pun pe amândouă. Dar pot să spun sunt bucuros dacă sunt singur, sunt bucuros dacă sunt într-o relație, sunt bucuros orice decide Dumnezeu pentru mine. Pe principiul ăla. Domnul a dat, Domnul a luat. Și în numele Domnului binecuvântat. Ăla este un... Deci, gândiți-vă la programe pozitive, da? Iov, dacă faci până la urmă o relație, de unde vine? De la Dumnezeu. Domnul a dat. Dacă o relație nu mai e, de unde nu mai e? Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Și faptul că a spus de 3 ori nu e o formă de eliberare, de anihilare a fricii și la el era formă de eliberare de atașament. Dar gândiți-vă că Iov prima oară i-au murit animalele. Deci era atașamentul de de animale. De animale. Să vezi că atașamentul de animale e foarte puternic. Când îți moare un cățel, tata a intrat în spital când i-a murit cățelul. Dar să facă infarct. Că a crezut că au otrăvit-o. Și... Deci prima oară au murit animale, deci era atașamentul față de animale. După aia i-au ars casele și au luat copiii sclavi. Deci era eliberarea de ce? De bunurile materiale și de atașamentul față de copii. Și a treia oară a fost ce? Boala. Deci era atașamentul față de propriul corp. Deci a trecut prin detașarea de toate. Valori materiale, familie și nevastă sa, da? Care zicea blesteamă pe Dumnezeu. Și după aia de bunurile, adică de propria sănătate, de corp. Că există un atașament de față de corp. Aia care mănâncă sănătos ca să-și țină corpul sănătos. Și mor de cancer. Știți că ăla... Tăi, am și eu problemă. Tăi, am murit de cancer. Perfect. Dar n-a fumat în viața lui. N-a băut în viața lui. N-a pierdut nopțile în viața lui. Păi de asta. Că dacă făcea și el ceva... Știți? E un atașament față de propriul corp. Și este din ce în ce mai mult. Trebuie să am grijă de corpul meu. Să am pătări. Trebuie să am, dar nici exagerat. Ca aia care... Să nu fii ca aia care lustruiesc mașina cu batistuța. Are o pată aici. I-a rămas o picătură. O particulă de praf aici, pe farul stâng de la... Nici chiar așa. Deci rana de abandon. Mi-e frică să nu fiu părăsit. Ok? Și frica asta se manifestă în... Nu te sună, nu aia, nu aia, nu aia, nu aia, nu aia, nu aia. Rane de dreptate. Cu ce înlocuiesc o rană de nedreptate? Când îți face cineva o rană de nedreptate și te simți nedreptățit. Deci când, cum poți, ce program ai când cineva te nedreptățește? Hmm? Nu am înțeles. Da, și asta e adevărat. Da. Ce anume program negativ din tine? Deci o nedreptate, da? Ai înșelat. Ai înșelat. Da? A înșelat. E vorba de încredere. Dacă ai programul negativ, să zicem, la cineva care trădează. Deci tu ai înșelat, tu ai trădat. Da? Bun. Crezi că se justifică faptul că ai fost spion în altă viață? Chiar dacă ai făcut-o în sensul binelui? Clar ai înșelat. Da? Ai făcut-o. Nu are importanță pentru ce. Ai făcut-o. Bun. Și atunci pot să am nedreptatea? Da. Dacă ai făcut și dublu. Dacă ai înșelat în altă viață. Ai trădat. E o trădare. Ai înșelat nevasta. Soțul. Ceva. Ai asta, frica de înșelare? Nu, tu ai. Noi o avem. Cum o anihilez? Foarte simplu. Da? Când se ceară cineva încrederea și dată explodezi, da? Cum sunt cei? Deci eu am avut o problemă cu minciuna. Vai de capul meu. Rău. Rău. Bun. Și atunci cu ce înlocuiesc treaba asta? Am de plină încredere. Nu. Sau și am de plină încredere, dar... Tot ce se întâmplă, se întâmplă cu acordul lui Dumnezeu. Păi da! Dar știi care e problema? Nu mai tranșează. Deci ideea este eu să nu mai rezonez cu actul trădării. Și ca să nu rezonez cu actul trădării, în locul fricii de înșelat, spun tot ce se întâmplă, se întâmplă cu voia lui Dumnezeu. Pentru că dacă te înșeală cineva, problema nu e a mea. Da? Decât să stau cu frica că... E ca aia cu... Mi-e frică că o să fiu furat. Perfect. Pot să fiu furat fără voia lui Dumnezeu? Nu. Și atunci pot să înlocuiesc asta Dacă mă fură cineva, înseamnă că așa a hotărât Dumnezeu să fiu furat. Poți să vadă să te fură cineva fără să ai demonii care se ocupă de hoții? Nu. Poți să fii în apropierea ta dacă nu vrea Dumnezeu? Nu. Deci dacă ți se fură, ți se fură cu acordul lui Dumnezeu. Și atunci poți să înlocuiești frica asta de a nu fi înșelat, de a nu fi furat, cu tot ce se întâmplă cu acordul lui Dumnezeu. Și am eliberat-o. Deci conștientizez frica. Mi-e frică ce? Mi-e frică că o să fiu înșelat. Și zic, tot ce se întâmplă, se întâmplă cu acordul lui Dumnezeu. Tot ce se întâmplă, se întâmplă cu acordul lui Dumnezeu. Tot ce se întâmplă, se întâmplă. Și atunci mă gândesc, bă, dacă e, asta e. Și problema e, dar vreau să aflu. Așa sunt oamenii. Dar vreau să aflu. Și atunci pot să spun în felul următor. Dacă Dumnezeu vrea să aflu, aflu. Mi se arată. Dacă Dumnezeu vrea să aflu că sunt înșelat, mi se arată. Dacă Dumnezeu vrea ca eu să știu adevărul, îl aflu. Vă e clar? Păi este. De realitate. Fatalismul este o realitate. Adică există niște limite în care eu pot să intervin. Eu nu mă... deci nu neg posibilitatea mea de a interveni. Dar nici nu sunt a toate știutor. Și atunci, în tot ce nu ține de mine, păi, sunt pilot de raliu. Hello? Crezi că ține de mine? Eu pot să fac ce ține de mine. În rest, Dumnezeu cu mila. Nu știu dacă ai văzut vreodată accidente. Accidente de alea. Deci, a fost un raliu de la Monte Carlo, mi se pare, și la un moment dat a ajuns mașina pe marginea de la propastie, jumătate era pe carosabil și jumătate era în hău. Copilotul era în hău. Copilotul s-a răsat de raliu. S-a dus frumos peste pilot, a ieșit afară primul, s-a dat el, că altfel se duceau amândoi. Adică, înțelegi? Au scăpat. Adică sunt situații în care nu puteai să scapi și totuși scapi. Și aia ține Dumnezeu. Punct. Nu e fatalism. Asta e. Nici nu provoc. Că e profesia ta, până la urmă, nu? Ei, dar nu e fatalism. E o înțelegere a lucrurilor. Mai departe. Deci, nedreptatea. Cum pot să înlocuiesc nedreptatea? Păi, ca tot cam ăla e. Mi-e teamă să nu... Sau mai mult decât eu și-o frică de a primi mai mult decât deci, mi-e teamă la nedreptate. Ești nedreptățit, da? Sau cu ce înlocuiești o frică de a nu fi nedreptățit? Că asta, de aici pleacă, da? Tu ataci nedreptatea pentru că în realitate ți-e frică că ești nedreptățit, ok? Sau pentru că ai fost nedreptățit. Și atunci, am fost nedreptățit, da? Sau am nedreptățit. Pot să fiu nedreptățit pentru că în realitate am nedreptățit pe alții? Da, da, da. Pot să fiu nedreptățit pentru că în realitate am nedreptățit pe alții în ideea unui crez suprem? Da. Pot să calc capete pentru că am considerat că țelul meu e mai important decât capetele pe care am călcat? Da. Ok. Bun. Și atunci, dacă eu am putut să fac asta, e sensul pozitiv, da? Eu am făcut-o. By the way, eu mi-am dat seama că trebuie să cresc ca să-i ajut pe alții și, drept urmare, m-am eliberat de toți cei care m-au încurcat. Evident că a fost inițial un act considerat, se poate considera un act egoist, dar eu am știut că nu se poate altfel, pentru că altfel aș fi avut ce? Eram legat de gât. Dar asta se plătește. Ați înțeles? Bun. Și atunci, ca să mă eliberez de frica de nedreptate și de reacția mea la nedreptate, este următorul lucru pozitiv. Întotdeauna, în spate oricărui lucru, există un cel superior care determină acel lucru. Adică, haideți să vă explic ceva. voi vedeți Holocaustul. Dar, în realitate, există un cel superior benefic asupra acestui lucru. Vă e clar? Există o justificare superioară spirituală. Știu că nu sună bine, dar asta e realitatea. Faptul că fratele nu se știa dacă a fost sau nu ucis. Da? Bun. Ideea e că a fost ucis. Nu, dar nu asta e important. Nici măcar de către cine. Problema e că fratele era alcoolic. Și eu i-am spus. El a fost ucis. Ok. A fost ucis, atunci cel care l-a ucis i-a preluat toate problemele. Corect. Dacă continua să moară și murea alcoolic, se ducea în jos. Corect? Corect. Dacă cineva l-a omorât, i-a preluat bubele și s-a dus două ceruri mai sus. Crezi că e bine că l-a omorât? Pentru el, cel care a murit s-a dus mai sus. Deci, el a fost omorât, dar pentru că a fost omorât, i s-au iertat păcatele și s-a dus cu două ceruri mai sus decât de unde venise. Ce zici? E bine? Și atunci milă față de cine trebuie să fie? Față de cel care a fost omorât? Sau față de cel care l-a omorât? Și care i-a preluat toată? Deci, imaginează-ți că ăla a preluat toată karma aia. Adică, o secundă. Da, bine, e un instrument, n-a știut, e o reglare karmică, e o întreagă poveste. Deci, dar și din greșeală dacă îl omori preiei karma. Să zicem că tu calci cu mașina un om. Ți-a ieșit din casă, ți-a ieșit în cale, n-ai nicio vină. Tot îi preiei karma. Ei preiei karma. Chiar dacă ești nevinovat. Dacă ești vinovat, mai rău. Eu? Absolut. Dar crezi că odată? Odată? Deci justificarea crimei, că una dintre motivele... Eu sunt dintre templierii arși. Ai înțeles? De Biserica Catolică. Am avut o ură pe Biserica Catolică. Dai seama că în următoarea viață m-am născut direct musulman, nu? Că am fost musulman, catolic, catolic, musulman. Tot așa am fost. Ai înțeles? Când mă duceam, ardeam pe aia, când mă duceam în parte, ardeam pe aia. Dar de ce eram supărat pe catolici? Pentru că m-au ars. Pentru că eu am fost ăsta de-a dreapta. Știi? Și atunci m-am păcat papa, eu am Paul II. Dar era special și avea acces pe partea cealaltă. Ca să înțelegi că există, deci faptul că a murit alți m-a purificat de tot ce făcusem ca templier. Ai înțeles? Omorâsem în numele creștinătății, dar omorâsem. Și atunci când te omoară, m-a murit Ioana Dark, da? Ioana Dark a condus armatele și după aia o arsă pe rug. Dar prin asta n-au eliberat-o de toți cei pe care i-au omorât înainte? Biserica. 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 Cine a dat ordinul? Perfect. Preia tot poporul. Tot poporul plătește karma aia. Cei care au votat. Cei care au votat. Deci poporul, deci într-un an în care se practică pedeapsa capitală, păcatele omului respectiv e preluat de poporul ăla. Punct. Deci fără niciun fel de... Ce? Chiar dacă cineva are putere de decizie mai mică sau mai mare. Nu e nicio importanță. Sau de loc. Sau nu mai avut putere de decizie. De ce le vede așa de bine? Cui? De ce le vede așa de bine? Pentru că ei au plătit foarte mult. Ei au plătit foarte mult. Ei au plătit foarte mult ca și karmă. Voi nu știți despre nemți ce au făcut după al doilea război mondial și cum au trăit și cum au muncit. Deci după al doilea război mondial, nemții au mâncat... Ei au inventat margarina, dacă vreți să știți, da? Știți cum e inventată margarina? E din uleiul ăla care se folosea pentru tancuri. Este extract de nu știu ce in sau nu știu ce cânepă de aia. Un ulei vegetal. Și au mâncat de aia zeci de ani până au reconstruit Germania. Aia înseamnă ce? Post. Asta înseamnă ce? Penitență. Noi am avut greu, am avut... Să fim serioși. Ei și-au plătit. Japonezii. Păi tu știi ce au făcut japonezii? Ei n-au un teren care să fie cultivabil. Și l-au construit. Păi te compar cu noi care avem la botul calului, totuși nu facem nimic. Bun, dar la câte milioane iau? 20 de milioane numai Tokyo, 24 de milioane. Nu se pune când se împarte la toți. Depinde. E karma unui om nu e atât de comparabilă, nu e comparabilă cu karma unui neam. Bun, revenim. Hai să zicem umilința. De ce atragem umilința? Umilința vine din neiubirea de sine. Da? Toți cei care au atras umilința și au rana umilinței se datorează faptului că nu se iubesc pe ei înșiși. Și atunci, frica de umilință sau ceea ce atrage umilința, cum o schimb? Mă iubesc pe mine. Mă iubesc și mă stimez pe mine însumi, atât așa cum sunt. Mă iubesc, mă accept pe mine însumi, atât așa cum sunt. Mă iert pe mine însumi, atât așa cum sunt. În momentul în care eu devin conștient de mine însumi și încep să mă iert și să mă iubesc, încep să dispară lucrurile din jur. Că nu mai răzânesc cu ele. Dispar oamenii din jur. Evident că nu o să mai fie plăcere să întâlnesc cu oameni care mă umilesc. Că nu sunt masochist. Altceva. Ce anume? Superstiții. Dacă cal pe un canal cu 4 găuri, o să am ghinion toată ziua. Da? Programe negative. Autoprograme. Ce altceva mai știți? Mi-a ieșit cu găleata. Mi-a ieșit cu găleata goală în față. A? A venit popa. Am văzut popa pe stradă. Trebuie să mă țin de un stilou. Ce alte... Nu, dar sunt false credințe, da? Altele. M-am întors din drum. Nu mă întorc din drum, că merge rău. Mi-a tăiat pisica calea. Ce anume? Mi-a tăiat pisica calea. Altul. Vineri 13. Vineri 13. Marți 13. Mă rog, ce vreți voi? Joi 14. Arden. Știți că a fost comedia, era vineri 13 și era sâmbătă 14. A apărut... Bun, altă superstiție. Deci, haideți să vă spun ceva. Chestia cu bătutul ochiului sfânt are o problemă. Că este o energie care vine pe canalul, că am stat să mă gândesc, vine pe canalul in, să zicem, și atunci clar este vorba de o energie care vine de la o femeie. Și atunci poate să fie o persoană care se gândește la tine. Și în momentul în care spui numele, îți trece. De ce? Pentru că în momentul în care verbalizezi numele, iese energia din ochi. el să zbate, pentru că acolo este o energie negativă care produce contracția mușchiului. Da? Aia nu e o superstiție, aia e realitate. Ok? Altceva. Și dacă îl primești așa ca degeaba doar unul? Spun. E mama. E soacră. E nora. E prietena nu știu care. Mă gândesc. Da? Deci mă gândesc. Eu mă gândesc la durerea ei și mă gândesc la o persoană. Și la un moment dat ajung prin rezonanță la ea. Că pe măsură ce dau drumul la... vine energia aici. La un moment dat îmi vine persoana în minte și spun. Da. Mai avem un sfert de oră, termin ce am de spus, după aia vreau întrebări. După aia vă expediez la și jumătate acasă. Da? Principiile sunt aceleași. Eu vă enumăr care sunt programele negative. Treaba voastră este să înțelegeți că putem să ne programăm prost și că putem să ne programăm bine. Și că toi, ideea este să învățăm să ne programăm bine. Bun, să zicem ce pot să fac, dar dacă are un accident. Cum fac treaba? Știți că sunt aia. Mamele. Hiperprotectoare. Dar dacă are un accident. Și proiectează pe ele exact accidentul. Dar dacă te deștepți. A? Dacă te deștepți brusc. Da. Poate se înțelepțește brusc. În Rechi trimit lumină pe situația aia până când mă liniștesc. Deci am o frică care mi intră în suflet. Atunci trimit lumină pe frica aia până când apare pacea. Deci treaba mea e să fiu în pace în suflet. În rest, eu nu pot să controlez ce se întâmplă în univers. Că nu știu și mai sunt și alții și bineînțeles că e Dumnezeu. Eu pot să-mi controlez stările mele. Și atunci, îmi trimit lumină sau trimit lumină stării sau situația aia care vine în minte până când mă liniștesc. Sau mă rog până mă liniștesc. Sau prin lumină. Care e programul pentru înlocuirea unei superstiții? Păi cred că trebuie luată fiecare superstiție în parte. Da? Ce? Ce zicea doamna? Absolut da. Deci ăsta este un program universal valabil care merge să înlocuiască orice superstiție. Care sunt superstițiile pozitive? Păi, haideți să vă explic de ce. Pentru că superstițiile pozitive... Da, exact. Omul începe să creadă în ele și evident că începe să le determine. Dar de ce să nu fac treaba asta cu doamna? Superstiția în sine este tot negativă. Superstiția că e pozitivă, că e negativă, face parte din umbra asta și creează ego-ul. Dacă vrei să știi cel mai greu să scoți din capul unui om sunt falsele credințe. Că sunt greu de demonstrat. De exemplu, scoate un eu din cap, Iisus e singurul Fiul de Dumnezeu. Când se repetă asta de 2000 de ani. Și e un adevăr. A devenit un adevăr. Mă rog, pentru unii. Pentru musulmani, Iisus e un profet. Care e adevărul? Amândouă. N-au cum să fie adevăr amândouă. Da, e adevărul de la un anumit. Nu. Nu. Deci, ați înțeles? Și atunci... Nici măcar primul, nici al doilea, nici al treilea. Deci problema este... Problema este, e un adevăr sau nu? E unic sau nu? Ai înțeles ce vreau să spun? Atunci e foarte greu să scoți, mai ales când se repetă non-stop. Papam, papam... Cum e la evrei, care se cred poporul ales. Nu s-a repetat atâtea ori că e poporul ales în 7000 de ani, încât se consideră poporul ales. E pe Mesia, nu pe Iisus. Mesia e altceva. Nu rezonează cu Iisus, n-avea cum să rezoneze cu blândețe și iubire. Deci, ideea este cum îmi dau seama dacă un lucru este o falsă credință. Și aici intervine cine? Dumnezeu. Și pot să înlocuiesc cu un... Nu știu care e adevărul, da? Dar pot să înlocuiesc cu un următorul lucru. Japonezii au o expresie care mie mi-a plăcut foarte mult. Important nu este ceea ce crezi, ci ceea ce este. Da? Și atunci, din perspectiva mea, o falsă credință nu se poate descoperi decât Dumnezeu. Și atunci, eu aș înlocui treaba asta cu Dumnezeu îmi descoperă adevărul Lui când vrea El. Deci eu nu știu dacă e adevărat. Da? Nu știu de adevărat că n-am dovezi în acest sens. Ce știe, apropo de mi-a zis un prieten de-al meu, eram pe vremea, eu am o perioadă cristică în viață și când vorbeam despre unul despre și la un moment dat un coleg de grupă de la medicină mi-a zis: bă, minuni nu există. Sunt doar lucruri care n-au fost explicate încă. Și n-au ce să-i zic. E un adevăr. Da? Deci pentru mine minunea este un lucru simplu, care în realitate n-a fost explicat încă. Și m-am eliberat de minuni. Nu mă închin la minuni. Asta e despre cunoaștere spirituală și apostolii aveau cunoaștere spirituală sau credință? Adică stăteau cu Mântuitorul acolo, făceau exorcizări și le spunea ce au de făcut și aveau credință. Sau aveau cunoaștere spirituală? Cunoaștere spirituală. Hai mă, că cei mai mulți au venit din cea mai mare necredință. Și cu îndoieli. Deci nu. Au avut cunoaștere spirituală și în timp necredința lor s-a transformat în cunoaștere spirituală. Care este un adevăr conform căruia cea mai mare necredință se poate transforma în cea mai mare credință? Da. Nu cred. Dar demonstrând un anumit lucru încep să știu și automat să cred. Ce anume? Ce anume? Da, bineînțeles. False credințe. Există false credințe. Eu cred că pământul e plat. Eu sunt sigur. Deci am întâlnit oameni care sunt absolut sigur că pământul e plat. Eu n-am măsurat. Da? Da, mă, acum. În viața asta. Deci mi-a venit cineva, deci de la niște gnostici, și mi-a povestit că pământul e plat. Și că sunt eu în eroare. Că pământul e rotund. Zic, eu am ieșit din corp și m-am dus așa sus și am văzut pământul jos. Și nu era plat deloc. Și dacă mă plimb așa de jur împrejur, văd că e rotund. Nu. Văd și Damaschin. În anii 500 era noastră, a ieșit din corp și a văzut că pământul e rotund. Nu. S-a demonstrat că e plat. Deci vă spun, sunt oameni care consideră că pământul e plat și că tot ce se vede din satelit, știi, filmările alea cu pământul, cu răsoare soarele pe aia, cu... A, sunt sateliții aia care transmit non-stop, știi, imagini de pe pământ. Sunt niște modalități prin care noi suntem manipulați să credem că pământul este rotund. Demonstrează-le lumea asta că pământul e rotund. Dar de ce? Dar de ce? Chiar nici nu vreau. Dar și că luna au fost. Ce? Că luna au fost. Păi n-au fost, că luna, cine știe, e agățată cumva în cer acolo de o sfoară, de ceva. Nu știu. Bun, mai departe. Și acum o să facem niște chestii foarte drăguțe. V-am spus așa că am un mare care sunt, că e treaba voastră să le descoperiți, că sunt multe și trebuie toate înlocuite. Și plecăm de la iubirea de sine, da? Înlocuirea programului de iubire de sine. Nu mă iubesc pe mine, da? Am făcut. După aia plecăm. Am vorbit despre iertare, da? Hai să vorbim despre sexualitate, că suntem ca neam varză. În primul rând, ca să pot să pun un program, trebuie să fiu absolut convins că e corect. Că dacă vă spun îmi accept și îmi manifest sexualitatea cu bucurie, vă ziceți, domnule doctor, am 60 de ani. 60 de ani. Nu care mai zice, am 34 de ani, domnule doctor. Îți face sex până la 30 de ani acum. Avea 34 de ani. Deci m-a lansat, paf. Deci, frate, înseamnă că eu sunt un bunicuț. Bun, revenind. Sexualitatea. Fiți atenți. Manifestarea sexualității poate să fie fie că fac sex, fie că refuz să fac sex. Fie că fac sex, fie că practic abstinența este o formă de manifestare a sexualității. Faptul că am erecție este o manifestare a sexualității, faptul că n-am erecție este o manifestare a sexualității. Faptul că am penisul de 30 de cm este o manifestare a sexualității, faptul că am canapelon 3,5 cm este o manifestare a sexualității. De unde știu? Pentru că a fost vândut pe piața neagră. Și l-au cumpărat până la noi. Am căutat istoria. Că i l-a tăiat... Ha? Ce? Da, mă, da. Da, chiar întreg. De unde rezultă că omul mare nu face... Ați înțeles? Deci până și dimensiunea este o formă de manifestare a sexualității. Nu înseamnă că unul are o altă sexualitate decât altul. A, că unul are o sexualitate exacerbată și are nevoie. Am avut un prieten... Și suntem amici, dar nu ne-am mai văzut de mult. Și ăsta, domnule, dacă nu se cucau 3-4 femei pe zi, nu se simțea bine. Pe zi? Pe zi. Pe cuvântul meu, pe zi. S-a căsătorit. Și zic, ce faci, mă, te-ai cumințit? Da. Și cum e? Am una pe zi, în afară, de nevastă. Băi, pentru el era o cumințire. Deci aveți cuvântul meu. Cum, mă? Mă rog, cum avea... Club avea, făcea, cum se cheamă, avea casting-uri pentru fete. Deci, vă dați seama. Avea marfă. Da, l-a trăgea. Deci el, dacă îl vedeai, nu ziceai că cine știe ce maci. Mă, dacă o priză la fete, deci ai cuvântul meu. Și știi ce mișto le lua? Și a zis, nu. Fost samurai. Deci avea o încredere de aia. Băi, și minte să treci cu chelie, știi? Și cu o încredere de aia în el de mascul, bă, cum? Ce le faci? Și dar mi-a plăcut aia. M-am cumințit. Cum? Cum? Da, chiar da? Zice, da. Cum? Păi, una pe zi în afară de... Bine, a divorțat, că l-a înginit, ne-a lăsat de așa. Dar ea n-a înțeles cât a renunțat el pentru ea. Dar n-a putut să reziste la un an plus pe zi. Despre ce vorbeam? A, despre sexualitate. Bun, sexualitatea e ceva normal? Este în normalitate? Este natural? Da. Organele sunt create de Dumnezeu? Da. Deci funcția sexuală e creația lui Dumnezeu? Da. Procrearea e creația lui Dumnezeu? În timpul procreierii știți că există Gabriel pe acolo? Da. Și el? Adică sunt și îngeri în timp ce una alta. Și ies copiii. Bun. Și atunci înțelegeți că sexualitatea este un lucru firesc care n-ar trebui să ne împiedice să trăim? Adică eu pot să aleg să fiu abstinent dacă consider că e mai bine pentru mine. Dar nu trebuie să consider că e păcat să fac sex. Vă e clar? Și atunci, asta este o regulă care n-are importanță de vârstă. Că degeaba sunt cast, dar îmi doresc să fac sex și sunt frustrat că nu fac. Și degeaba am 180 de primăveri, dar bă, dacă mai eram eu tânăr, ce-aș face de te-aș prinde. Ce-aș fi făcut? Și atunci, programul este următorul. Îmi iubesc și îmi accept sexualitatea, da? Și organele sexuale, îmi iubesc și îmi accept corpul, îmi iubesc și îmi accept feminitatea sau masculinitatea, da? În funcție de sunteți băiați sau băieți, da? Îmi manifest cu bucurie sexualitatea. V-am zis, sexualitatea nu înseamnă abstinență. Sexualitatea nu înseamnă continență. Sexualitatea nu înseamnă să faci sex. Sexualitatea este o manifestare. Modul cum aleg să o fac este a mea, dar e important să o fac cu bucurie. Nu de frică că mă bate Dumnezeu, nu de frică că mă îmbolnăvesc, nu de frică că rămân însărcinată sau că fac copii, etc. Vă e clar? Da. Nu că nu o să mai punem întrebări, sărim peste ședința de întrebări, că e mai important doar. Deci, și asta trebuie să vă repetați. Îmi accept și îmi iubesc sexualitatea. Îmi iubesc, îmi accept și manifest sexualitatea cu voia lui Dumnezeu spre binele meu să plem pe toate planurile. Sau crezi că sexul se face fără voia lui Dumnezeu? De la o anumită vârstă îți dai seama că doar Dumnezeu te mai ajută. Că nici pastilele numai aici au fost odată. Deci, a fost o chestie foarte drăguță. A zis-o, mi-a plăcut pleșul la un moment dat. Doamne, sexualitatea este supraestimată. Când îți dai seama? Când nu mai ai. Când nu mai ai, îți dai seama, bă. Când îți dai seama că ești fără. Stai așa. Numai puțin. Să-mi scot eu țicile, că nu mai mi-aduc aminte. Exact. Banii! Mi-au să aminte. Banii! Aveți probleme cu banii? Banii e ochiul dracului. Banii nu aduc fericirea. Banii strică omul. Banii se câștigă greu. Banii... Ce mai e? Corupt. Corupe. Banii corupe. Altceva. Bani. Mi-a adus o dată cineva cadou, pușcriță. Black money. Nu. Bani negri pentru zile. Bani pentru zile negri. Știi cum repede și ce repede am scăpat de ea? Că am avut prima oară tendința să fac acolo. A zis, bă, înseamnă că atrag zile negre. La revedere! Știi ce repede am dat-o? Mi-am schimbat rapid viziunea. Dar bine, nu și-a dat seama. Dar era o programare din greșeală. Bun. Și atunci, programul pozitiv. Deci nu iubesc banii, da? Urăsc banii. Mi-e greață de bani. Mi-e silă de bani. Banii sunt rău. Banii sunt tot ce auzim noi. Ha? Banii fug de mine. Banii fug de mine. Pierd bani. Trag bani. Nu. Fug banii mine ca apa de pe... Așa. Păduche la păduche, ban la ban trage. Ați înțeles? Bun. Și atunci, iubesc și atrag banii cu bucurie. Iubesc, atrag și câștig banii cu bucurie. Sau, deci pot să... De 3 ori, da? Iubesc, atrag banii și câștig cu bucurie. Iubesc, atrag și câștig banii cu bucurie. Puteți să puneți și ușurință, că îngerul meu păzitorul oameni, bă, Dragoșe, te rugăm noi. Zi și cu ușurință. Că ne-am săturat. Bine. Și atunci adăugați și ușurință. Iubesc, atrag, câștig banii cu ușurință. Și cu bucurie. Și cheltui. Bun, cheltui. Dar după aia la cheltui spunem altfel. Câștig și cheltui. Nu, câștig mai mulți bani decât cheltui. Câștig mai mulți bani decât cheltui. Da? Că dacă cheltui cu bucurie mai mulți decât câștigi cu bucurie, nu o să mai fie o bucurie. Vă e clar? Foarte important. Pentru că odată eliberat ăsta, o să vedeți că vă eliberați de programe de pierdere. Am program de pierdere. Pierd bani. Cum îl anihilez? Câștig bani. Cu bucurie. Să nu credeți că programele făcute pe sport sunt altele decât programele astea. Nu. Pur și simplu iau energie și și-o programează pentru ei. Acum să nu credeți că eu făcând cursul ăsta îmi fac și mie bine. Că odată cu asta mă deprogramez și eu de ce mai e pe la mine prin. Nu merit nimic. Și optim. Benefic. Bun. Și optim pentru mine cu voia lui Dumnezeu pe toate planurile. Da? Deci primesc și atrag tot ce este mai bun, mai benefic și mai optim pentru mine cu voia lui Dumnezeu spre binele meu suprem pe toate planurile. De ce nu cel mai bun? Pentru că cel mai bun poate să nu schimb. Eu am făcut treaba asta când am atras la raliu, am zis că mă duc cu mașina ideală. Și mi-am venit un Mitsubishi Evo 9. N-am știut niciodată să merg cu ea. Că nu eram pregătit pentru ea. Bun. Deci ce e bun, benefic, optim pentru mine, cu voia lui Dumnezeu, spre binele meu suprem, pe toate planurile. Deci înlocuiesc, mă autosabotez cu primesc. Nu, asta e cu numerii. Autosabotarea. Foarte mulți dintre voi vă autosabotați și nici măcar nu vă dați seama. O dați cu stângul în dreptul. Inul cu yang-ul din voi. Și atunci, autosabotarea se transformă cu un program pozitiv care sună așa. Toate energiile și structurile mele converg către ceea ce vreau, pot și trebuie să fac cu voia lui Dumnezeu, spre binele meu suprem, pe toate planurile. Asta e benefic, pozitiv, personal. Către tot ceea ce vreau, pot și trebuie să fac și eu adaug, da, cu voia lui Dumnezeu, spre binele meu suprem, pe toate planuri. Alte programe negative. Nu sunt bun de nimic. Nu sunt bun de nimic este o îndoială apropo de propria persoană, de capacitățile propriei persoane. Da? Și programul, deci ce spunea Socrate era în fiecare om există, dați așa, în fiecare om există un soare, totul este să-l lăsăm să ardă, da? Și atunci, eu spun, în mine există potențiale maxime care se manifestă în toată plinătatea lor. Maxim benefice. Că sunt și rele. Sper să le manifest doar pe alea bune. Și la fel, cu voia lui Dumnezeu pe binele meu suprem pe toate planurile. Sau îngădui soarelui meu din mine să ardă. Să se manifeste. Și voi trebuie să înțelegeți că în fiecare din voi există un soare la care trebuie să-l ajungeți și să-l lăsați să se manifeste. Un potențial divin. În momentul în care vă atingeți potențialul divin, o să fiți ași în ceea ce faceți voi. Nu știu care e treaba voastră. Poate e baletul, poate e muzica, poate e... Mi-a venit un tip care avea vreo 40 ceva de ani, divorțase, și s-a apucat să cânte la acordeon în urmă cu 6 luni și profesorul lui de acordeon l-a dus la Ednu și a dat un recital de acordeon. Omul se ocupase numai de business-uri, îl părăsise nevasta, dar a lăsat tot. Și s-a apucat de acordeon. Și îi zice, domnule doctor, să-mi vin de la Ednu. Tocmai am avut primul meu recital. Și înveți note? Învăț note, zice. Am profesor, da, învăț tot, dar zice, asta fac. Cânt la acordeon. Deci din om de afaceri. A lăsat tot. Și a schimbat 180 de grade. Și există în psihocibernetica lui Maxwell Maltz, lui Bob Summer, găsiți cazuri de genul ăsta, de oameni care și-au schimbat complet și au făcut ceea ce le-a venit. Soarele meu este sufletul meu. Când fac tot din suflet, înseamnă că ăla e sufletul meu care arde. Și trebuie să fiu în concordanță sinele meu, sufletul meu, conștiința mea. Și atunci toate energiile mele converg către ceva. Și normal că ard. Vă e clar? Ce? Respect rogan care se manifestă. Potențiale maxim beneficii. Din mine. În mine. Deci în mine există potențiale maxime benefice care se manifestă. Și eu o să mă îndrept către el. Nu știu care sunt. Dar în momentul în care știu că există un soare al meu care îl arde, sau cum mi-a zis o colegă de-a mea, fă ceea ce poți, ce ai putea să faci perfect. De ce? Perfecțiunea este manifestarea divinității. Și dacă există un lucru perfect, deci desenez perfect, păi aia fac. Scriu perfect, păi aia fac. Fac terapie perfect, păi aia fac. Cânt perfect, aia fac. Sunt profesor perfect, aia fac. Adică geniu o manifestare. Exact. Mă duc către aia. Uitați de glumele cu autoprogramare negativă. Ce glumă a fost astăzi că am uitat? Nu mă ajută cerebelul. Ha? Nu mă ajută cerebelul. Așa e, că ea a zis. I-am zis, nu mă ajută cerebelul, oricum nu mă ajută cerebelul. Ai înțeles? Am înțeles de atunci. Și e greșit. Și mi s-a mai întâmplat și mie să spun în glumă, de exemplu, cuiva și-am greșit, bă, ești cam chitros. Dar nu era adevărat. Și în momentul în care faci în glumă, spui în glumă o dată, de două ori, de două ori, de trei ori, determini. Tu îl programezi. De ce? Foarte simplu. Un om, per total, este ceea ce e el, ceea ce crede el că e el și ceea ce cred alții că e el. Și proiectează pe el. Și e foarte greu. Hai că credința ta ți-o schimbi despre tine. Că te înțelepți ești ca aia. Dom'le, dar schimbarea percepției celorlalți, care e percepția despre mine? Algeștia nu se ocupă doar de magie, arde toate damele și ce mai face? Și... stai așa, că mai e una. Nu mai știu care. A, și se ocupă doar de război. Psi. De ce? Pentru că am scris asta. Nici măcar n-am vrut să scriu asta. Dar mă rog, așa a trebuit. Mă rog, eu înțeleg că undeva acolo sus a fost nevoie de așa ceva. Dar asta e percepția oamenilor despre mine. Evident că în momentul în care mă cunosc, au cu tot o altă reacție față de când nu m-au cunoscut niciodată. Și mulți, bineînțeles, că proiectează pentru că așa au auzit și așa li se pare și te duci la ăla. Mă rog, asta e altă problemă. Pentru că eu am înțeles că proiecția celorlalți poate să fie folosită inclusiv în sens pozitiv. Că o deprogramezi, o curești și o folosești. Corect, dar până ajungi acolo te bușește. Ați înțeles? Și atunci e foarte importantă percepția celorlalți față de voi. Nu în sensul că îmi schimbă destinul. Că până la urmă Dumnezeu creează percepția asupra ta. Că suma, tu nu poți să vezi suma unor păreri, dar el o vede. Și schimbă, știi cum, percepția o dată face click. Bang. Bă, dar ce s-a înțelepțit Argeșianu? Ce cu minte s-a făcut? Ai înțeles? Deci se poate. Asta e ideea. Bun. Nu-mi iese nimic bine. Nu pot. Tot ce fac, fac prost. Când descoperiți chestii de asta, imediat să vă gândiți cum pot să o transform în sens pozitiv. Tot ce fac, fac cu bucurie, fac cu voia lui Dumnezeu, fac cu ajutorul Dumnezeu și iese perfect. Bă, poate nu este perfect, dar măcar tind încolo. Ați înțeles? Altceva. Nu pot! Nu pot! Nu pot! Dar schimbă-te! Nu pot! Pot să fac tot ceea ce îmi propun, reușesc tot ceea ce îmi doresc, cu voia lui Dumnezeu, spre binele lui Suprem, meu Suprem, pe toate planurile. Deci am învățat să conduc la 37 de ani, la 40 aveam 7 cupițe. Pentru că am știut că se poate. M-am antrenat până când, Pentru locul 3 mă băteam cu campion național. În titră. La VTM. Ați înțeles? Deci se poate. Dacă poți să te antrenezi, dacă poți să exersezi un lucru, poți să ajungi să-l faci clang. Înțelegeți? Și chestia este cum se face. Foarte simplu. Îmi imaginez o țintă, asta e de la chinezi. Îmi imaginez o țintă aici. Ăsta este unde vreau să ajung. Și eu sunt aici. Și fac în fiecare zi câte un pas. Nici măcar nu mă gândesc. Fac un pas. Și la un moment dat când mă uit în urmă, deja văd. Deci dacă te duci în Pirinei, cum am făcut eu Pirinei, fără să fiu antrenat, m-am dat jos din Mercedes și m-am bucat pe Pirinei, te lua cu jal. Dar eu am știut că cu fiecare pas pe care îl fac, ajung în vârf. Și după aia la vale mă descurc eu. Dar să știți că a fost mai greu la vale. E mai rău la vale. Vai, ce îngrozitor a fost la vale. Oh, oh, oh. Dar i-am știut toată treaba asta. Bă, știam că oricum îl fac, dar nu făceam probleme. Hai că mai fac un pas. Mă ridic. Bă, e clar? Totul este să ai răbdare. E adevărat că poate nu pot să fac performanța unul care are, dar dacă vreau, ajung acolo. N-are legătură cu vârsta. Geniu n-are legătură cu vârsta. Nimic n-are legătură cu vârsta. Țineți minte treaba asta. Și ca să înțelegeți, campionul național al Franței de Formula 1 are 65 de ani. N-are 16. Are 65. La amatori. Iar la raliuri, profesioniști, are 64. A venit unul, un francez, Duval, nu Duval, nu mai știu cum îl chema, a venit în România, pentru prima oară când a participat pe o probă, cu două roți motrice, 150 de cai avea mașina lui, i-a bătut pe ai noștri cu mașini de 400 de cai, 4 roți. 4 tracțiune pe toate 4. Dar așa, cu ceasul de la gară. 2 minute, 3. Avea 6000 de ore de antrenament la jumătatea anului. De probă specială. 6000. Și nu era netat. Ăsta avea vreo 40 de ani. Și l-am întrebat ăștia, bă, dar cum vă bate ăla? Bă, nici noi nu știm. Cum vă bate ăla la 60 de ani? Nu știu. Dacă știau, știau. Erau campioni. Bun. Stai să văd ce mai văd, dacă ceva. Vinovăția că te-ai născut. Și că te-ai născut femeie. Mă simt vinovată că m-am născut, mă simt vinovat că m-am născut femeie. De ce? Păi foarte simplu. Te-ai născut pe pământ, ești un păcătos. Corect? Asta e ortodoxia. Ești născut, ești păcătos. Te-ai născut femeie, e de 2 ori mai grav, dacă nu de 3 ori. Și asta îți bagă sentimentul de culpă la nivel interior, care îți permite să fii ușor de manipulat. Și atunci cum scap de asta? Mă bucur că m-am născut. Sunt fericit că m-am născut. Sunt fericit că m-am născut femeie. Mă bucur de feminitatea mea. Mă bucur de masculinitatea mea. Mă bucur de prezența pe pământ. Sunt pe planeta pământ, care este o școală spirituală minunată. Planeta pământ, dacă vreți să știți, este una dintre cele mai complexe școli spirituale din univers. Imaginați-vă că pe punctul ăsta s-au născut. Ce un punct! Vă puteți imagina un punct în universul ăsta? Și în punctul ăsta s-au născut principii divine de la N-versuri. S-au născut îngeri planetari, cosmici, galactici, universali. Adică de aia care am mers un tip și zice, domnule doctor, eu știu că sunt pe pământ să fac bine. Zice, da, mai am și eu o problemă. Zice, domnule, noaptea mă visez că stau în univers și dau așa din aripi și trimit lumina universului. Dom'le, dar pământul e mic, 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 mic. Undeva departe. Ce înseamnă? Eu zic, hai că-ți explic. Și am explicat cum sunt plângere, de câte tipuri sunt, cum se întrupează ca să-și ia experiențe umane, să înțeleagă. Imaginați-vă că un înger de la care este cât un univers, imaginați-vă că punctele pe care le vedeți pe cer și sunt planete, sunt de fapt puncte care constituie un înger. Adică imaginați-vă un înger făcut din puncte. Știți cum eram noi ca la grădință când făceam îngeri și uneam 1 cu 2, cu 3, cu 4, cu 5? E cam așa sunt îngerii cosmici sau universali. Și ea se nasc pe planeta asta, Pământ. Credeți că e importantă dacă se nasc de ăștia? Foarte! În funcție de ce se naște acolo, se naște și în opoziție. Evident că sunt și demonii mari pe Pământ. Asta e frumusețea planetei. E de o complexitate cum nu am mai văzut deocamdată. Nu am apucat să studiez eu foarte mult universul, dar pe planeta asta Pământ ai de la demoni galactici, la îngeri galactici, la principii divine trinități, universale și mai știu eu ce. Multiuniversale și macro-universale. Mi-ar plăcea să pot să vă fac să vedeți universul așa cum îl văd eu. Complex. Și să nu vedeți doar în față că sunt țigările pe drum. Țigările alea au fost fumate de un înger intergalactic. Și făcute de un demon. Și făcute de un demon pentru un înger intergalactic. Bă, mai gol, mai serios! Poate să fie adevărat. Poate să vezi și tu cu mine. Da, să vezi pe mine. Ia să te împământezi. Bine, măi. Deci, ideea, ce vreau să rămâneți. În jurul nostru și noi sunt o grămadă de programe. Ideal pentru evoluția noastră spirituală este să înlocuim programele negative cu programele pozitive. Nu poate să facă nimeni asta decât noi înșine. Evitați să vă autoprogramați negativ. De exemplu, ieșiți afară și v-a fost fric. Să vezi că răcesc. Nu răcesc, mă. O să fiu foarte bine, vă duc și fac o baie și o să fiu foarte bine, a doua zi mă trezesc fresh. Normal că o să răciți. Voi vă autoprogramați. Mamă, înțeles, dacă mă duc la asta, mă ia gaia. Că e examen, că e interviu, că e... Duceți-vă mai relaxați. Nimeni nu vă poate lua locul din universul ăsta. Să și mă gândeam, bă, poate să-mi ia cineva în locul din universul ăsta? Răspunsul e nu. Poate să-mi ia cineva pacienții din universul ăsta? Nu. Elevii? Nu. Loc? Nu. Dar aveți ceva semnale cât va mai dura până când se vor introduce și în sistemul de învățământ, să zicem? Nu. 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 Pentru că ca să se întâmple treaba asta, ar trebui să se schimbe mentalitatea părinților, mentalitatea profesorilor, mentalitatea celor care sunt aleși din profesori, mentalitatea politicului, mentalitatea bisericii, deci răspunsul e nu curând. Răspunsul e nu curând. Nu. Pentru că noi, și asta este din cauza bisericii, deci asta mi-o asum și o spun oricând, suntem în urmă din perspectivă intelectuală și spirituală. Pentru că biserica este în urmă. E în urmă rău. Și din cauza asta, învățământul. Deci, pentru că problema este că biserica reprezintă o forță. Și biserica spune nu. Și spunând nu, evident că toată forța aia a bisericii creează o energie care spune nu. Și aia se manifestă. Biserica nu e de acord cu terapii alternative. Și de asta nu se legiferează. Că oamenilor le e frică. Deci voi știți că oamenilor le e frică. Cunosc oameni care le e frică. Deci sunt la ANAF, teoretic trebuie să controleze pe toată lumea, dar nu se duc la preoți. Le e frică de ei. Că le e frică de ei. Adică știe că, că sunt zone, de exemplu, Covasna, Harghita, acolo toți preoții au chitanțieri, da? Când se duc să-și ia de bobotească. Da, doar acolo. Nu știu dacă are sau... Eu vă spun cum funcționează. Și atunci, evident că atât timp cât există frica de... Și există... Pentru că, oricum, biserica tot ce a făcut prin frică, nu prin credință. Evident că o să fie stat în stat și o să determine. Și atunci, singurul care puteți să schimbați sunteți voi. Din aproape în aproape. Eu pot să vă spun vouă voi, în momentul în care să fiți convinși, o să începeți să spuneți la alții și tot așa, până când nu o să mai aibă ce să facă. Un adevăr devine adevăr doar în momentul în care o masă de oameni e dispusă să-l accepte. Așa cum o minciună, dacă e acceptată de o masă de oameni, se va transforma într-un adevăr. Care e problema? Dacă sunt destul, normalitatea e dată de majoritate. Și atunci n-ai ce să faci. Bine! Să vă fie de folos! O seară minunată!